Aici Radio Europa Liberă. Sunt Iosif Niță, sunt ultimul din grupul Canal 77, ajuns pe aeroportul Kennedy din New York. Grupul s-a numit Canal 77 pentru că ne-am petrecut o vară fierbinte la canalul Dunăre Marea Neagră în urma unei condamnări la muncă forțată. Inițial grupul nostru a fost format din 5 persoane și am făcut o glumă mare și am zis la început Chanel 5. Anul 1977 este un an de reper, dacă mă întrebați pe mine ca istoric. Cutremurul pământului și cutremurul oamenilor a apărut Paul Goma, acest curajos opozant care a zguduit din temelii societatea românească și conștiințele românilor. Ei doreau să plece, era un drept înscris în Constituția comunistă. Au plecat bagajiștii, au plecat tehnicienii, au plecat ospătarii, au plecat picoli, s-a golit hotelul. A fost un caz unic. Românii nu aveau, cum au astăzi, pașapoartele la purtător. Se obținea foarte greu un pașaport. Au început să ne înjure, să arunce cu pietre, ne-ar fi linșat cu mare plăcere. Pentru ce? Pentru a se pune bine cu securitatea. Lașitatea românului care vrea să se pună bine cu puterea. Au fost demascați, judecați în câteva ore, încărcați și duși pe șantierele de la canalul Dunăre Marea Neagră. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. ...1977-1989, 12 ani pierduți pentru libertate și dreptate. Deci acest domn Liviu Giurgiu a ajuns, bine mersi, la Curtea Supremă de Justiție după o revoluție, chipurile care ne-a eliberat de totalitarism. Cam așa se face justiția la noi și se condamnă comunismul după 1990.